Bună seara tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o citire intuitivă pentru viitorul apropiat, următoarele zile, săptămâni, să vedem ce energii sunt, dacă se îndeplinesc dorințele într-un anumit plan care vă interesează. Gândiți-vă așadar la ceva anume pentru următoarele zile, săptămâni, pentru viitorul apropiat, când alegeți varianta sau pur și simplu alegeți doar o variantă și vedem ce dezvăluie cărțile la varianta aleasă. Varianta pachetului cu cheițe este prima variantă, varianta pachetului cu trandafir este cea de-a doua variantă. Alegeți așadar varianta care rezonează mai bine cu voi, gândindu-vă la următoarele zile, săptămâni, nu trebuie să vă grăbiți, puneți-vă o dorință și să vedem ce pot spune cărțile. Am să încep cu varianta numărul 1, varianta pachetului cu cheițe. Să vedem așadar care sunt cheițele care le aflați, norocul care le aveți, succesul, reușitele, ce secrete aflați, care sunt reușitele în această perioadă, viitor apropiat. Wow! Să știți că trebuie să aveți multă credință, aș putea să spun, pentru că voi aveți reușite, dar din păcate, aveți aici binele cu răul, văd aici poarta iadului și văd și poarta sfântă. Deci cumva voi sunteți aici, cumva aveți de-a face cu niște persoane în viitorul apropiat, în următoarele zile, săptămâni, care pot fi într-o mare, mare decădere morală, spirituală, necredință, răutate, invidie. Și atunci aveți nevoie să vă țineți la distanță, vă dai să vă aerisiți gândurile sau când ieșiți voi în drumurile voastre, trebuie să evitați poate să intrați în anumite ispite, aș putea să spun aici, pentru că poarta sfântă, să zic așa, trebuie să vă țineți la distanță de persoanele care poate au două fețe sau persoanele care încearcă să vă să vă împiedice să rămâneți o persoană cu principii și valori. Pentru că, mă rog, e ca genul, dacă mie nu merge, de ție de ce să-ți meargă? Dacă eu sunt bine, nu sunt bine, tu de ce să fii bine? Aici pot avea situații, puteți avea de-a face cu astfel de situații. Deci, următoarele zile, săptămâni, pot aduce și puțin o ceartă, o discuție, o provocare, o ispită, un scandal, poate chiar, sau probleme, persoane, niște persoane care au probleme din cauza lipsei de moralitate și credință. Poate fi și aș putea să spun că este puțin și se bate binele cu rău, pentru că pot fi și niște sărbători care se apropie, deci până la în următoarele zile, săptămâni, și astea din momentul în care voi vedeți video, nu poate să apară o sărbătoare importantă și atunci cu ocazia acestei sărbători pot apărea și niște discuții. Pe de altă parte, s-ar putea să fiți invitați undeva unde arde focul, da, unde pot fi anumite tradiții care țin de tradițiile locului unde se face foc de tabără, sau poate fi și legat de erupții vulcanice aici, această poartă a iadului, poate fi și că e vremea, poate fi vorba și atunci de aceea vă trebuie credință, poate fi și mișcările pământului, deci cumva fierbe cumva ceva, trebuie curățate niște energie, deci trebuie să vă țineți tari cei care v-ați ales această variantă, pentru că se poate întâmpla ceva. Există o energie puțin puternic malefică. Da, voi veți deschide, văd că sunteți la poarta templului, deci voi doriți să vă apropiați mai mult de credință, vă doriți să sunteți cu picioarele pe pământ sau veți dori să rămâneți cu picioarele pe pământ, să rămâneți cu credință, să vă țineți de credință, să vă țineți de principii și valori, să fiți stabil. Văd că sunteți puțin cam timizi, nu prea aveți încredere, poate ține și că de faptul că voi cumva încercați poate și să vă faceți niște planuri de o școală, de studii, de o nouă profesie și nu prea aveți încredere, nu știți voi dacă ce să faceți, poate ține și legat de a vă lua un teren, a vă împământeni cum ar veni, aici văd că aveți și poarta pământului, nu? Deci poate că vă doriți cumva, dar sunteți timizi, nu știți ce să faceți, dacă să vă mutați, poate, sau să vă duceți într-un loc, da, într-un loc unde ar fi în provincie, sau să vă cumpărați poate un pământ, ceva legat de casă, să vă stabiliți într-un loc, să vă faceți voi un loc al vostru, sunteți cam timizi, cam neîncrezători sau aveți nevoie de mai multă credință, de mai multă încredere. Haideți să vedem. Profesie, carieră. Vedem relații. Să vedem bani, câștiguri. Să vedem și sănătate și să vedem și surprize. Surprize care apar în această perioadă.
Ei, dragele mele, dragii mei, pe profesie care trebuie să deblocați voi ceva, aveți aici o încurcătură, un blocaj, cineva vă ține blocat ceva. Vă ține, deci cumva trebuie să vă deblocați, de aceea vă trebuie poate mai multă credință, mai multă forță, putere, ca să vă deblocați ceva. În următoarele zile, săptămâni, voi trebuie să vă deblocați, că cineva încearcă să vă pună poate un blocaj, să zic așa, ca să nu vă găsiți voi locul vostru potrivit. Ori voi vouă vă e teamă că sunteți timide, că nu aveți încredere, dar ori cineva chiar încearcă să vă pună puțin niște blocaje. Deci pe profesie cariera să mai pun o carte, pentru că nu că n-ați avea reușit, dar apar niște întârzieri, apar niște... Aici cumva, sau poate trebuie să fiți atenți și la parole. Acum depinde ce lucrați voi, dacă lucrați într-un... Poate că aveți servici, nu? Sunteți în servici, dar pot apărea întârzieri, blocaje și trebuie să fiți atenți poate pe tehnologia care o folosiți sau atenție la hoți, aceste încuietori care trebuie cumva... Văd că apare această problema încuietorilor. Deci fiți atenți la parole, la ce folosiți voi pe tehnologie, nu? Pentru munca voastră, pentru profesia voastră, pentru că veți descoperi și veți... vi se va ceva de și magie. Trebuie să vă luați niște măsuri de siguranță. Pentru că e posibil să apară cineva să încerce să vă facă vrăși farmece ca să nu aveți spor, să nu aveți succes, să nu fiți bine văzute, să nu mergeți înainte, să nu vă găsiți servici. Aici e ceva magic, deci mistic, magic, descoperiți. Văd aici că datele de 29-27 joacă un rol important pentru voi. Deci în această perioadă, pentru relații, văd că voi veți avea succes, veți cuceri pe cineva. Data de 5 poate însemna ceva pentru voi, sau ora 5, sau această cifră 5. Puteți avea succes, de voi depinde. Succesul într-o relație, de voi depinde. Că aveți o relație cu cineva, de voi depinde. Că nu aveți o relație, tot de voi depinde să vă faceți una. Puteți cuceri pe cineva, să știți, în această, într-adevăr, un bărbat. Deci, dacă aveți un bărbat, voi sunteți în siguranță cu acest bărbat, e un bărbat serios, e un bărbat de casă, e un bărbat care vă iubește, care vă protejează, vă arată partea sa luminoasă, să spunem așa, are putere, are caracteristicile unui bărbat, unui familist, unui bărbat de încredere. Poate fi chiar zodie de foc. Dacă nu aveți bărbat, atunci puteți cunoaște pe cineva. Deci veți cuceri pe cineva, un bărbat important, poate să fie un personaj important într-o funcție, într-o firmă importantă, într-o instituție, da, aici văd o persoană cu putere, o persoană solară, o persoană care poate chiar îi place, să zic așa, bucuria, e o persoană optimistă, o persoană veselă, o persoană cu simțul umorului, dar și cu putere financiară, profesională, un profesionist. Văd că și 14 joacă un rol important pentru voi. Pentru bani, câștiguri, văd că aveți reușită, puteți primi sprijin, ajutor, dar aveți voi timiditatea asta care trebuie să vă... aveți reușită, dar e cu două fețe aici, ori câștigați din două părți, s-ar putea și partenerul să vă ajute dacă aveți partener, văd aici că vă poate veni bani și de la o persoană importantă, dar puteți avea și două joburi. Sau există o dublare aici, cumva, că am zis și din profesie, cumva e ceva acolo, un blocaj care trebuie deblocat, cum ar veni, orică cineva vă ține să nu vă dea drumul să primiți toți banii, cum ar veni, pentru că încearcă să joace la două capete, ori e timiditatea voastră, faptul că voi nu îndrăzniți mai mult, voi vă blocați singuri, vă încetiniți și aveți nevoie poate și de a vă avea mai multă încredere în voi, poate și de un talisman, de un cristal care să vă dea curaj, încredere, să-l portați cu voi, un talisman norocos, să zic așa, un ritual de a vă întări, să zic așa, voința, de a fi mai determinați, mai ambițioși pentru ce vă doriți voi, pentru că văd că se pot deschide niște porți magice, se pot îndeplini dorințele care prin magie. Da, deci văd aici că aveți și pe bani și pe profesie, aveți avea succes în două direcții sau pe două planuri, nu știu, vine și vreo afacere și mai aveți și un job, în orice caz văd că puteți primi sprijin, ajutor. Pe sănătate de voi depinde, aveți această poartă a lunii care vorbește de energiile feminine, vorbește de creativitate, vorbește și de ritualurile magice care se fac în perioadele lunii pline, în perioadele de lună în creștere, descreștere, aici de a curăța energiile, apa joacă un rol important, visele, în vise puteți avea și vise care să vă aducă în prim plan ceva legat de sănătatea voastră, poate fi și puteți avea și insomnii, poate că e nevoie să vă odihniți mai mult. Cumva există aici o energie, am zis, e ceva puțin mistic, magic sau poate chiar puțin ascuns și cumva voi trebuie să vă învingeți niște frici temeri pentru că
Într-adevăr, vedeți că aveți aici o falsă poartă, deci cumva pe sănătate trebuie să fiți atenți la boli false, la virus falși sau nu știu, la situații, să nu vă mințiți singure, să nu vă păcăliți singure sau țineți și de niște energii care trebuie curățate aici, poate țineți și de energii malefice care trebuie curățate, că astea vă dau o iluzie, să nu aveți iluzii, că auziți voci, visele, poate trebuie să fiți atente și la vise. Da, pentru că pot fi false și să nu vă luați după vise. Aici cumva trebuie să deosebiți voi binele de rău, falsul de realitate, că aici e o iluzie. Da? Deci, lumini și umbre, aș putea să spun aici. Și atunci, pe sănătate, trebuie să fiți atenți la o sarcină falsă sau la să nu credeți că, că nu sunteți însărcinate și să fiți, sau să nu ziceți că nu aveți nicio problemă de sănătate și vă treziți că aveți, de fapt, ceva ascuns. Aici cumva țin de astfel de lucruri. Iar surprizele voastre, să știți că vin lucruri nesperate, o nouă speranță la orizont pentru voi. Ceva vă va da o nouă speranță, o nouă lumină. Credința, să știți. Asta e speranța voastră care vă va descătușa, deschide porțile, să zic, paradisului. Da? Deci veți avea reușită, în ciuda poate vreunor chestiuni care sunt și mistice, magice, poate țin și de ciclurile lunare. Aveți, cum se spune, în perioada de lună în creștere, vă merge și vouă bine în tot. Vă simțiți mai bine, mai optimiști, mai cu încredere. Când e poate perioada de lună în descreștere, că văd că vă influențează aceste energii ale lunii. Dar și credința vă influențează. Poate chiar și sunteți mai aplecați către ezoterism, către divinație, către această parte puțin a paranormalului, să spunem. Da, și cumva această legătură, această conexiune care o aveți voi, poate că trebuie să mai studiați, să mai învățați, că văd că puteți, aveți poarta sfântă aici și vă aduce un nou, nou orizonturi. Voi puteți ajunge într-o funcție, poate că aceste noi orizonturi țin și de, pe surpriză, ține de studii, că aveți, totuși am zis aici, pe profesie, vi se, ca prin magie ceva se deblochează pentru voi. Așa cum ar fi, aici poate fi și că un post este ținut special pentru voi, cum ar veni. Da, eu voi l-aveți blocat acel post pentru că voi nu faceți, nu aveți curajul să îndrăzniți, să vă cereți dreptul la. Și postul ăla stă acolo și așteaptă să veniți voi să-l ocupați, cu alte cuvinte. E ceva magic, ceva mistic aici, să aveți voi niște revelații, foarte frumoasă perioadă. Deci următoarele, așadar, chiar ați ales bine dacă ați ales această situație cu cheile, pentru că se pare că voi veți descoperi secrete, le aveți niște secrete, poate doar trebuie să le folosiți, dar veți și mai descoperi, veți mai avea și succes, foarte mare succes în oameni cu funcții, oameni importanți. Cumva credința eu pentru voi este, să zic așa, cea mai mare speranță. Haideți să vedem mai departe. Foarte interesant. Foarte interesantă perioadă va veni. Haideți să vedem și la varianta cu trandafirii. Să vedem ce spun cărțile cu trandafiri. De ce ați ales voi trandafirii? Ce spun trandafirii pentru voi? Și voi afla secrete. Poate și voi mai studiați, mai învățați, aveți niște revelații. Veți avea și voi vise, dar să știți că pot apărea și lucruri neprevăzute, puțin triste. Aici luna însângerată, luna roșie, cumva poate fi și un pericol de o rivalitate, de niște persoane care pot fi periculoase la prima vedere, pot părea într-un fel și ele pot fi altfel. Aici ține și de energiile feminine, poate, ține și de rivalități, de gelozii, invidii sau, mă rog, persoane care pot avea cumva ceva împotriva doamnelor, spre exemplu, sau au un comportament abuziv, agresiv. Aici sunt niște rivalități, puteți descoperi niște intrigi. Aflați secrete, mai studiați, mai învățați, dar puteți avea și niște tristeți, poate, sau țineți de sănătate, acum poate țineți și de starea de spirit. Haideți să vedem pe profesie, carieră, pe relații, pentru bani câștiguri, pentru sănătate, pentru surpriză. Au, s-au grăbit două la voi, dacă s-au grăbit două, așa sunt. Wow, și voi, de să știți că pe profesie carieră pot apărea și niște situații care să se blocheze cumva sau să încetinească. Cumva trebuie să deblocați voi o situație, poate să aveți curaj, încredere în voi, să vedeți și partea plină a paharului, să vă găsiți locul potrivit. Deci cumva poate și voi trebuie să vă găsiți locul vostru potrivit. Aici blocajul ăsta ține și de propriile voastre dorințe. Poate că nu vă simțiți în regulă cu munca voastră sau poate că cineva încearcă să vă pună niște blocaje și voi aveți nevoie să deblocați această situație. O să vedem ce mai ne apare, care ar fi, cum ar ați putea. Că văd că cerul cumva este cumva vi se, ca și cum vi se blochează niște drumul către cer, adică drumul către visul vostru de profesie, carieră, de a avea reușita cea mai mare care vă doriți voi.
Da, trebuie poate să vă orientați. Văd aici că e o chestie de schimbare de vânturi. Deci poate că trebuie să vă orientați mai bine profesional sau să aveți mai mult curaj, să suflați și voi, nu? Cum ar veni, să dați și voi un impuls profesiei, carierei voastre, că, cum se spune, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traiță. Aici trebuie să găsiți voi vântul potrivit. Cumva aici poate și să vă rugați, să folosiți forțele naturii sau, mă rog, să faceți niște ritualuri pentru a vă rugați vântului, să aprindeți o lumânare, să vă rugați și la vânt, să vorbiți cu vântul, să vorbiți cu apele, să vorbiți cu cerul, cu pământul, că voi aveți aici cerul și cei patru îngeri ai vântului, din cele patru vânturi. Aici poate că ține și de popularitatea care o aveți. Deci cumva un blocaj al vostru poate veni și dintr-o lipsă de popularitate, care poate fi din cele patru colțuri ale lumii, patru colțuri ale orașului, în cele patru colțuri ale afacerii voastre sau la serviciul vostru, acolo sunteți poate cumva urmăriți, blocați. Cineva încearcă să vă limiteze, să zic așa, poate succesul, da? Să vi-l țină sub un control, cum ar veni. Da, suflă, aveți mai mulți dușmani sau prieteni, acum voi o să vedeți cum deblocați această situație, că aici ține cumva și de curajul vostru, da, poate ține, dar poate fi și o perioadă de criză puțin pe care trebuie să găsiți voi modalitatea în care să vă deblocați, să folosiți și în vreme de criză sunt foarte multe afaceri care înfloresc, trebuie doar să găsiți voi acea nișă care este potrivită pentru voi, acea profesie, carieră care în vreme de criză merge mai bine, într-un mod care să nu aveți, să nu intrați în conflicte, să zic, nici cu voi și nici cu ceilalți, nici vouă să nu vă fie greu și nici ceilalți. Rivalități pot fi tot timpul, dar oricum vedeți că cumva aici trebuie să găsiți voi calea. Deci e ca și cum ați avea voi, cum să zic, o piesă care aveți un mecanism și cumva s-a blocat, s-a ruginit ceva. Sau e ceva care cineva vă pune bețe în roate, nu? S-a pus acolo ceva ca să blocheze, ca să nu dați înainte. Da? Aveți un blocaj care trebuie deblocat și la voi. Deci ca și ce interesant. La relații, în schimb, aici să știți că puteți avea de-a face cu o persoană care este poate puțin mai critică, poate fi aici cineva, poate fi și o persoană importantă, dar foarte curioasă, poate, sau trebuie să aveți voi o privire așa mai de ansamblu, cumva să vă informați mai bine, să clarificați ceva cu persoana iubită sau dacă aveți, dacă nu aveți, atunci poate că trebuie să fiți voi mai atenți la niște detalii, într-adevăr, pentru că aveți aici al doilea cavaler al Apocalipsei și atunci poate apărea o ceartă, o discuție, o neînțelegere, oricineva vă cam urmărește, da? Aveți pe cineva care vă cam spionează, ori cu partenerul pot apărea niște discuții pentru că nu e el foarte, e mai rece, poate mai distant, mai critic, acum depinde ce relație aveți. În schimb, pe bani, pe câștiguri, să știți că veți avea un noroc neașteptat, credința și pe voi vă ajută, vă aveți aici un înger, cineva, un vestitor al bucuriei, al fericirii, vă vine o veste bună, o noutate, deci vă vine un dar, da? Vă recuperați niște bani, vă vine un sprijin, un ajutor. Da, deci puteți avea reușită. Într-adevăr, puteți avea reușită. Poate veni și din partea instituției statului, poate veni un ajutor, o creștere salarială, sau poate vine și pentru să deblochează acest cer de care spuneam, profesia, pentru că aici ține cum suflă vântul, să zic așa, veți găsi echilibru. Poate trebuie să vă echilibrați ca să puteți să vă deblocați, că blocajul poate ține și pentru că sunteți voi neliniștiți și atunci nu merge prea bine. Nu dați randamentul, nu vedeți soluția potrivită pentru că sunteți prea agitați, prea neliniștiți sau temători încât vă blocați singuri, timizi cum ar veni. Și atunci trebuie să încercați să vă dați un impuls sau chiar să cereți ajutorul, da? Vă rugați cerului, pământului, cum se spune, focului, apelor, nu? Da, folosiți acest, poate chiar și un ritual de deblocare, nu? Care poate ține prin rugăciune, e un ritual simplu de rugăciune. Și văd că pe bani, într-adevăr, puteți avea sprijin, ajutor, succes, reușită, poate și datorită unei persoane cu funcție sau unei instituții, deci puteți avea reușită. Și pe sănătate trebuie și voi la fel să vă curățați energiile. Văd că marea de cristal, apele și la voi joacă un rol important, poate și apa sărată, la varianta numărul 1 era apă dulce, la varianta, dar poate nu neapărat, poate fi și apă de mare, pentru că e flux și reflux, dar și la voi văd că apare marea de cristal, deci trebuie să vă curățați energiile, să mâncați poate mai sănătos, mai apă mai curată să beți, nu? Da, să gândiți mai sănătos, cumva să aveți o să vă oxigenați poate mai bine și
făcând exerciții, da, apele pot juca un rol important. Și de ce aveți voi surpriză, dar înainte să pun surpriză, spunem pe sănătate. Într-adevăr, văd că și un bărbat joacă un rol important, poate de aceea joacă un rol important să faceți o clarificare aici, să vă informați mai bine, pentru că vă poate afecta pe sănătate vreo critică, vreo răceală, nu vreo curiozitatea cuiva, da, care vrea să știe totul despre voi, să fiți ca cristalul, cum ar veni. Și nu este pentru nimeni plăcut să ai de-a face cu o persoană care să te spioneze, să nu te poate, să n-ai dreptul tău la intimitate, nu este. Aici poate ține și de gelozie. Ori ai partenerul care vrea să te ține sub control și să știe totul despre tine, absolut totul, și atunci s-ar putea să nu-ți convină ceva și de aici cumva trebuie clarificat, pentru că te poate răci această situație, nu? Îți dă o stare de indispoziție, nu mai poți să fii cu sufletul deschis și curat, pentru că e teamă să nu greșești, să nu cumva să îi sară țandăra că îi se pare ceva, sau te simți tot timpul urmărit cu cineva, suflă în ceafă, nu? Și nu este normal, nu este corect, nu este, să zic așa, mai ales pentru o relație, niciun caz. Și, de fapt, în niciun domeniu nu ți-ar plăcea nici la serviciu să stea cineva, să te urmărească non-stop, să nu poți să te desfășori într-un mod liber, și la fel mai ales pe relații, deci cumva aici o țineți de o gelozie, dar veți avea forță, putere, deci văd aici că vă veți cristaliza ceva, vă veți clarifica ceva legat de sănătate, vă veți recăpăta puterile, poate și învățând, studiind, da, sau ajutați pe cineva, poate voi le dați forță, putere. Și pentru surpriză, de ce a apărut aici? Că vă apare într-adevăr o dragoste, fidelitatea cuiva, poate apărea pe surpriză pentru voi o relație. Deci cumva posibil că cineva, cuiva îi place de voi, e o persoană care poate fi un bărbat aici puternic, aici văd semnul taurul leului, deci poate fi cineva cu multă forță și putere, dar și cu gelozie, da? O persoană care e geloasă, posesivă, nu? Și atunci de aceea poate că vă urmărește și vă controlează. Ori ați intrat în atenția unei persoane importante și ea încearcă să vă afle întâi dacă sunteți potrivite, cum ar veni pentru el. Și atunci vă ține sub observație, vrea să vă afle toate secretele, pentru că poate fi o persoană cu funcție, și atunci că văd aici că poate fi un bărbat care lucrează în uniforma statului, și atunci el apare și aici pe bani, și atunci el se gândește că, na, dacă intră în relație cu voi, să nu aibă probleme că are o iubită care poate nu corespunde pentru interesul său și din punct de vedere profesional, nu? O imagine, nu-i crezi o imagine neplăcută sau să nu-l distragă de la munca sa, etc., prin comportament sau prin... aici ține poate, dar poate ține și de gelozia acestei persoane, da? Dar oricum, pe surpriză, știți că vă puteți cunoaște persoane importante, puteți avea parte de multă putere financiară, poate veni și un ajutor, un sprijin, o idee care vă vine și datorită faptului că voi aveți încredere într-un viitor mai bun sau încredere în cineva și vă vine atunci un ajutor, un suport, pentru că văd aici pe bancă apare acest tron, adică acest mare succes, această mare putere care vă vine financiară și ea poate veni și datorită unor relații. Fie că voi pe munca voastră veți avea din cele patru colțuri ale lumii multă celebritate și ajutor în ciura unui crize, unui blocaj aparent, el poate fi aparent, dar veți găsi voi, să zic așa, portița să suflați și să deblocați din cele patru. Aici poate ține și de o presiune, oricine va face o presiune, ori voi veți reuși să vă, cum se spune, să vă încordați forțele, puterile încât să deblocați, să vă puneți ambiția, adică asta când vă încordați forțele, adică aveți determinarea și ambiția și cum ar veni, vă duceți până în capătul drumului, până în pânzele albe pentru dorința voastră. Da, dar într-adevăr, pentru că văd că puteți avea mare, mare reușită și voi. Deci să știți că urmează o perioadă în viitor apropiat foarte frumoasă, foarte frumoasă, dragile mele, dragii mei, doar trebuie poate să aveți și voi mai multă încredere în voi, pentru că se pare că viitorul sună bine. Acestea fiind spuse, dragile mele, dragii mei, vă mulțumesc că vizionați acest video. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!